Oamenii de la sate sunt mulțumiți de precipitațiile căzute până acum. Ei spun că a fost o perioadă în care udau zilnic grădinile și se temeau că vor fi afectate culturile de la câmp. Acum nu se mai tem pentru că ploile căzute în aceste zile au venit ca o gură de oxigen. A ploua și e bine, e bine. E bine. La mine eu sunt una singură, dar roșii și de vânzarea. Mulțumesc lui Dumnezeu de suntem mulțumiți și cu ploaia și cu grădina. Ei, nu chiar așa acceptabil, dar oricât suntem mulțumiți. Am făcut și ceapă, și usturoi, și praj, și varză, avem de toate. La noi merge. A plouat suficient în perioada asta, da, nu? Da, a plouat suficient. A plouat, da. A fost bine. Mai sunt și agricultori care spun că ar mai trebui să mai plouă în unele zone, pentru a acoperi deficitul de apă din sol. Era nevoie de mai multă ploaie, nu? Păi da, normal ce ploaie era altă dată și ce ploaie a fost acum. Și tot nu s-a făcut, grâul s-a făcut și orzul s-a făcut. Într-adevăr, udăm. Udăm, altfel nu putem să facem nimic. Specialiștii Direcției Agricole Dolj îi spun că în această perioadă ploaia ajută foarte mult, în special culturile însămânțate în primăvară, porumbul și floarea soarelui. Precipitațiile căzute în ultima perioadă chiar au fost foarte bune pentru agricultură. A ajutat foarte mult la culturile care sunt prășitoare, culturile înființate în primăvară și sunt într-o fază de vegetație foarte bună și a ajutat și la efectuarea arăturilor acolo unde a fost cazul, unde pe terenul care deja s-au recoltat. Precipitațiile au căzut în tot județul, au căzut în două faze, pe data de 9, 10 și 8 și 9, de la 2 litri până la 18 litri. Sunt foarte bine că au căzut pe întreg teritoriul județului Dolj. Precipitațiile ajută mult culturile agricole. Doljul ocupă locul 2 pe țară după Timiș la suprafața arabilă, cu 487.000 de hectare de teren, dintre care 450.000 cultivate. Restul sunt fie ogoare sau rămase neînsămânțate.